Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Isnic Alimi, Jonathan Rodriguez și Roland Voarga, iar în atacul oaspeților Marius Ștefănescu, Pavol Șafranco și Cosmin Matei a început meciul de la Galați. Dar are și doar 3 înfrângeri, nicio altă echipă nu are mai puține șansă. Bun aici pentru Șep și ocazie pentru Matei, Cosmin Matei! Este 1-0 pentru Șep și... Matei, control bun al balonului, jucător cu mare experiență, jucător care îndeplinește o simplă formalitate. Revedem din acest cadru nici vorbă de offside, însă oțelul aici este pedepsit, apărarea călățenilor nu ia notă de trecere și începutul partidei este perfect pentru Șep și Oieșca. Oțelul este condusă 1-0 din minutul 4. Da, Cosmin Matei marchează al doilea său gol din acest sezon, a marcat și în poarta Craiovei la începutul campionatului. Care sezonul trecut câștiga cupa, minge din nou în careul oțelului! Este o ratare monumentală, cât de bună a fost intervenția lui Durbozoancă! Șansă mare pentru Ștefănescu, el a fost acolo, nu? Nici urmă de offside, Iabrel a scos la faza golului pe Matei, din afara jocului, la fel se întâmplă și aici. Aproape să înscrie Ștefănescu. A pus umărul la promovare, un jucător care a crescut în valoare, care a crescut ca formă sportivă. Ia să urmărim acum oțelul periculoasă și faza această finalizare cu intervenția capitanului Roland Nițui, o execuție a lui Teleș care îl pune la grea încercare pe Roland Nițui, foarte frumoasă salamanda de driblinguri de sub bara transversală și din cădere revedem. Se ducea sub bară. Da, sub bară era balon cadrat pe spațiul porții. Este cea mai frumoasă acțiune ofensivă a formației gazdă. Încearcă acum același lucru și gălățenii. Balon la Cizotti. Minge frumoasă pentru Pop. Bară și este gol. Marchează Masiel. 1-1 din minutul 39. Fază splendidă. O pasă perfectă a lui Cizotti. Apărarea celor de la Șepși, da. Ce frumos, ce pasa frumos. Superbă. Da, păcat și pentru Pop, care a reușit să înscrie, a avut ghinion aici, iată un șut fără preluare. Și de unde vine mingea foarte greu. Exact. Masiel marchează al treilea său gol din acest sezon, a marcat împotriva Iașiului, a dat gol și Petrolului. Portughezul venit din Liga a doua portugheză. Dorinel Munteanu spunea în urmă cu câteva zile despre capitanul Cizotti că nu este de vânzare, cel puțin în această stagiune, este un om... Din nou contraatacul, clar și în prima repriză arma preferată de jucătorii oaspeți, pasă nemaipomenită la Oteliță, șutul lui Oteliță și o șansă uriașă din nou pentru Șepși, vine un șut în blocajul lui Iabre. Se întoarce și repară greșeala. Matei, splendid, pasă la Ștefănescu. Este în careu Ștefănescu. Minge acestuia în fața porții și este o ratare uriașă. Continuă atacul lui Șepși și un șut violent într-un adversar. A fost execuția lui Alimi, am impresia. Poarta lui Durbozoancă, încă o dată Ștefănescu pasează în fața porții, respinge Durbozoancă. Varga pentru Alimi și un șut în într-un adversar la sacrificiu. Iabre l-a ajutat aici pe Durbozoancă. Caută șutul cu stângul, Ștefănescu driblează doi oameni. Gol! Șepși! Fabuloasă execuția lui Ștefănescu! Culoarul de execuție preia aici, revedem elegant, nimeni nu-l atacă decisiv, a încercat Silva, iar în cele din urmă, din interiorul caleului, Marius Ștefănescu catapultează acest balon, execuție formidabilă, balon lovit perfect sub bara transversală, ce bijuterie! Este cel mai frumos gol al acestei etape, foarte, foarte greu, balon care am impresia că și sare perfect lui Ștefănescu, un control extraordinar al balonului și îl lovește la timp, cum trebuie, impecabil, imparabil, 2-1 pentru Șepși, formidabil.
Fundașii Oțelului cred că s-au temut să-l atace ca să nu-l faulteze. Era în careu Ștefănescu. Inge pentru Ștefănescu, este singur, aleargă în flancă. Șafranco vine întăriri cu viteză, e cu Matei în careu. Balon pe flancul drept la Oteliță, centrarea lui Oteliță și o ratare uriașă. Din 2 metri, bine, nu cred că i-a venit bine balonul, era Ștefănescu. A fost Ciobotariu. Cred că i-a venit rău balonul Ciobotariu, dar Oteliță, excelent acest balon. Dar unde e apărarea Oțelului aici? Admiră. Iabre prins între doi adversari, între Șafranco și Ciobotariu. Inge, foarte înaltă, gol! Ciobotariu este 3-1. În cele din urmă, iată, la această lovitură de la colțul terenului, până la urmă Șepși reușește să facă diferența. De lângă Chehin de Fatai, am impresia, da, vine perfect Ciobotariu și cu tot efortul lui Cosmin Durbozoancă, scorul devine 3-1 pentru Șepși. Echipă Ștefan, depășit ușor și este ocazie monumentală, parada lui Roland Mițui, minutul 80. 4 goluri. Și nu cred că s-a terminat. Fabuloasă parada lui Nițui. I-a urmărit exemplul lui Durbozoancă. A fost și meciul portarilor astăzi, în ciuda faptului că golkeeperul Oțelului a încasat 3 goluri. Nu este vinovat la niciunul. Ba, iată ce se întâmplă. Ce contraatac, ce șansă pentru Oțelul Galați. Oportunitate bună pentru a reveni în meci. Este gol! Este meci relansat cu 8 minute înaintea finalului celor 90 regulamentare. Șepșu Eșca se face 2-3, un contraatac blitz, un contraatac senzațional care aduce această șansă pe care Oțelul o are să egaleze. În urmă cu 5 zile am avut Dinamo Oțelul 3-3. Atunci gălățenii au condus cu 3-1, Gregorio egala minutul 84 pentru Dinamo. Acum este 3-2 și un 3-3 nu pare deloc imposibil, mai ales că mai e suficient timp. Crește presiunea Oțelului. Silviu Rus a intrat bine, Silviu Rus, acțiune individuală, Silviu Rus continuă și această pasă pentru Fatai, care pasează, se acordă lovitura de la colțul terenului. Asistența VAR nu este cazul. Minge înaltă, Cizotti, nu iese foarte inspirat Nițui, continuă atacul și o bară a lui Fatai. Respinge Nițui încă o dată de pe linia porții, continuă atacul, ratarea sezonului, este ratarea sezonului. Ariel Lopez, dintr-un metru, șutează într-un adversar, incredibil. Haideți să vedem încă o dată, Cizotti așadar înalt, iese Nițui neinspirat, Fatai în transversală, Nițui respinge cu capul Cârjan și apoi șutul lui Ariel Lopez în Ninai. E mare Ninai. Calabauling. Precum pupicele, incredibil cum a arătat apărarea covăznenilor. Iar această reluare... E aproape omul meciului Branislav Ninai pentru această fază. A jucat aproape impecabil în defensivă. Ce luptă a lui Rus, se termină partida, nebunia de meci de la Galați, 2-3, Oțelul Șepși, unul dintre cele mai frumoase meciuri. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super!